eram în Italia, la o întâlnire cu preoții, s-au ținut mai multe conferințe pe diferite teme și la un moment dat cineva, un conferențiar, vorbindu-le preoților, a citat dintr-un filozof, eu habar n-aveam, dar, mă rog, respectivul conferențiar a citat dintr-un filozof și după ce a terminat, o preoteasă din Italia s-a ridicat și a zis: părinți profesori, eu sunt în mare confuzie, nu știu ce să mai cred. De ce în mare confuzie? Pentru că dumneavoastră aici vorbiți de duhovnicie, de toate celelalte, dar zice, l-am întrebat pe respectivul dumneavoastră, știți din cine a citat? Și respectivul a spus, da, putare. Și știți din ce curent face parte? Nu știu, e filozof. Nu e filozof, zice, nu e chiar așa simplu. Este transumanist. Dumneavoastră știți ce înseamnă transumanism? Și după aceea doamna preoteasă ne-a primit o lecție despre transumanism. Sincer, habar n-aveam. Asta se numea în 2 ani. Nu prea aveam habar ce este transumanismul. Adică foarte vag, așa cum suntem noi superficiali. Și după aceea mi-am dat seama că, într-adevăr, e un fenomen al zilelor noastre. Și mă bucur că Daniel, pe care îl salut, mă bucur că sunteți și în mijlocul nostru, fizic, și pe Skype era, dar fizic e și mai minunat. Domnul Daniel a avut această inspirație să ne propună marea iluzie a transumanismului. Eu am adăugat discernământul duhovnicesc și am așezat aici icoana dreptului judecător, pentru că la judecata universală, într-adevăr, discernământul va fi acela care va conta. Și ne bucurăm alături de Daniel Mazilu, alături de domnul Adrian Iacobuș, care este psiholog social, așa cum scrie acolo, dar un psihoterapeut, să zic așa, nu? De comunități și grupuri. De comunități și grupuri, așa. Și părintele Anatol Negruță, de la Institutul de Teologie Ortodoxă Saint-Serge din Paris, care va prin pe Skype, nu? Prin telefon. Sau prin telefon. Prin deci telefon. A, așa. Ieșind de la slujbă. Deci, sperăm să fie o întâlnire care să ne conducă spre discernământul duhovnicesc, pentru că trebuie să înțelegem ce ni se întâmplă. Și e foarte important și mulțumim mult că ați propus o asemenea temă. Da. Da. Deci, vă dau cuvântul, 10 minute unde să vă zice asta și după aceea... Mulțumesc.